de la CEDO, inclusiv președintele CEDO, în contextul din țară? Ce ați discutat? Ce ați spus despre ordonanțele guvernului cu judecătorii CEDO? Acum, este evident că în contextul în care acasă se discută despre cele două proiecte, am discutat și cu președintele CEDO și cu președintele Comisiei de la Veneția, evident cu secretarul general am discutat aceste chestiuni. Toată lumea mă întreabă ce se întâmplă la voi în țară, însă în contextul în care la noi acasă s-a tot vehiculat o posibilă decizie CEDO, posibile amenzi, am adus discuția și în această zonă și sunt foarte mulțumit că am fost lămurit și pot la rândul meu să lămuresc câteva lucruri, nu juridice, dar despre procedură. Această decizie pilot va fi redactată și va fi făcută cunoscută, am înțeles, încă în prima jumătate a acestui an. Și ea se va referi, sigur, la situația din închisorile românești. Însă, de aici mai departe, lucrurile trebuie privite și cu optimism și cu realism. Se va arăta ce nu funcționează, unde sunt problemele. Se va da un termen destul de generos pentru ca în România să găsim soluții. Următorul pas ar fi să găsim în România, deci să găsim acasă, probabil sub coordonarea Ministerului Justiției, un pachet de măsuri care vine să îmbunătățească situația din închisorile din România. În mod eronat, acasă s-a vehiculat că se cere grațierea. Grațierea este doar o posibilă soluție, o mică parte din întregul pachet care trebuie să fie elaborat la noi. O altă parte a soluției ar putea să fie o procedură prin care deținuții se pot plânge la noi în România despre situația lor și pot găsi soluții sau măsuri compensatorii. Deci nici vorba de o presiune din partea CEDO, lucrurile sunt bine pregătite, sunt rezonabile și vor fi puse la dispoziția României aceste lucruri. Iar despre partea de sancțiuni sau amenzi, așa ceva nu se pune în discuție. Acum nu va exista o sancțiune pentru România. Se tot vorbește de o amendă de 80 de milioane care va veni automat. Va veni automat această amendă? Pot să vă spun cu toată claritatea că nu există așa ceva și nu va fi niciun fel de amendă. Amenzile nu se dau paușal. Ca să înțelegeți mai bine, dacă România elaborează un pachet de măsuri care satisface cerințele CEDO și cerințele Consiliului European, atunci toate dosarele pe această speță vor fi returnate României, care trebuie să le rezolve intern. Doar în măsura în care pachetul de măsuri nu rezolvă deloc problema sau cred că nu putem să discutăm despre așa ceva, că dacă n-ar fi nicio măsură, atunci aceste dosare ar rămâne la CEDO și ar fi lucrate individual. Este posibil ca într-o speță concretă să apară o sancțiune pentru România. Însă despre acele 80 de milioane nici nu poate fi vorba. Aici a făcut cineva un calcul pe colțul mesei, folosind o informație dintr-o speță care s-a referit la Italia. Și în niciun caz nu poate fi așa ceva aplicat la România. Nu știe nimeni câți deținuți ar avea dreptul la o compensație. Aceste calcule, pe bune, nu le-a făcut încă nimeni. Deci, haideți să așteptăm să vedem ce dorește CEDO de la noi.
să ne apucăm de treabă, să elaborăm un pachet serios pentru România și atunci nu va fi nicio amendă. Rezolvăm problema acasă. Intenționați să discutați cu partidele sau cu guvernul, domnule președinte, despre acest pachet de soluții alternative în afara grațierii care se vehiculează? Aceste chestiuni le-am întrebat, m-am lămurit, fiindcă este o situație specială la noi și fiindcă alții le-au vehiculat în spațiul public, am crezut că este bine să dau aceste lămuriri. Dar nu este nici de cum treaba administrației prezidențiale să se ocupe de aceste chestiuni. De asta se ocupă Ministerul Justiției și cred că se găsesc profesioniști în minister care se vor apuca după ce există această hotărâre pilot de treabă. Sub ce formă veți comunica guvernului, domnule președinte, discuțiile pe care le-ați avut cu judecătorii CEDO ca ei să facă în regulă acel pachet și să știe ce se cere de la ei? După orice vizită pe care o fac, diplomații care mă însoțesc fac un raport și acesta este pus din oficiu la dispoziția tuturor oficialilor români. Deci să nu creadă cineva că eu fac așa vizite și pe urmă nu se știe. Se comunică întotdeauna, instituțional, tuturor celor interesați, fiindcă așa este normal. Dacă șeful statului face o vizită undeva în străinătate și discută lucruri, cei de acasă trebuie să știe ce s-a discutat și ce urmează. Intenționați să discutați cu premierul? Să-l chemați la Cotroceni sau să mai mergeți la guvern, poate? Nu, nu intenționez așa ceva. În această situație se mai impune organizarea unui referendum, consultarea poporului privind o ordonanță de grațiere? Nu, lucrurile sunt total diferite. Una e una, alta e alta. Chestiunea cu referendum se referă la situația noastră politică și abordarea politică. CEDO este o chestiune tehnică și se referă la o speță anume care trebuie rezolvată și unde grațierea poate să fie o mică parte din pachetul de soluție, dar nu este soluția. Asta trebuie să înțeleagă toți cei care se agită cu grațierea. Grațierea poate eventual să fie o parte mică din pachetul de soluție. Și așa trebuie tratată. Iar această discuție îmi confirmă că la noi acasă problema s-a pus total greșit. În loc să se încerce o soluție, fiindcă ce v-am spus eu știu și ce de la Ministerul Justiției, se găsească o soluție printr-un pachet întreg de măsuri discutat cu specialiștii, discutat cu parlamentarii, s-a mers pe scoaterea unei teme din context și ambalarea pentru populație într-un fel care, sincer, nu mi s-a părut potrivit. Așteptăm ordonanța grațierii să fie promovată de guvern? Nu știu ce face guvernul, vom vedea cu toții. Nu excludeți grațierea, deci? Deci eu nu exclud grațierea, dar ea nu poate fi făcută pentru politicieni. Este o aberație. Grațierea face sens în acest pachet dacă se grațiază cei care sunt în închisori, nu cei care stau în Parlament și așteaptă grațierea. Domnule președinte, pentru că vorbea despre un termen rezonabil care se va da României ca să pună în aplicare ceea ce ne va comunica. Un termen rezonabil pentru elaborarea unui pachet de măsuri. De regulă până în 18 luni am înțeles că este termenul pentru așa ceva. Și dacă nu se riscă România? Se facă de minună. Nu se pune problema așa, suntem oameni serioși. Din moment ce apare o hotărâre pilot, noi ne apucăm de treabă, elaborăm un pachet de măsuri, nici nu concep să nu facem așa ceva. Care este explicația pentru care în textul pe care l-ați trimis Parlamentului și Premierului la guvern nu apare și cuvântul grațiere în solicitarea declanșarea referendumului? Această formulare este aceea care mi s-a părut cea mai potrivită. Cuvintele acestea vor apărea și pe întrebarea de la referendum? Pe întrebare mai lucrăm. Mai lucrăm pe întrebare. Reprezentanții guvernului au pus astăzi la îndoială oportunitatea. Liviu Dragnea și ministrul de interne au spus că trebuie discutată oportunitatea, având în vedere că un referendum costă foarte mult, domnule președinte. V-ați gândit inclusiv la costuri când ați luat această decizie? Eu cred că ar fi fost mai natural să se gândească dumnealor la costuri, înainte să ceapă un demers care, evident, a dus
la această situație. Însă eu nu cred că democrația se poate măsura în bani. Din când în când este nevoie de un referendum și atunci se face. Sigur, sunt ceva cheltuieli administrative aici, dar vă asigur că de aici nu sărăcește bugetul României. Premierul, dar să că îi se pare ciudat că nu ați spus termenul grațiere și că probabil v-ați dat seama că nu ar fi legal un astfel de referendum. De ce? Până și domnul Grindeanu cred că în PSD are dreptul la opinie. Cât garanția a dat dumneavoastră că rezultatul acestui referendum ar fi pus în aplicare, căci mai avem unul care n-a fost pus în aplicare, cel cu reducerea numărului de parlamentari? Eu cred că întotdeauna lucrăm înspre aplicarea legii și atunci nu-mi pun această problemă. A fost adus în discuție un alt posibil referendum, cel privind imunitatea. De asemenea, în această primăvară vorbim de un alt referendum, cel privind modificarea Constituției, o inițiativă a Coaliției pentru Familie. Deja sunt trei referendumuri puse pe masă. Cum vedeți până la urmă această dezbatere publică și până la urmă toată dezbaterea în contextul celor trei referendumuri posibile? Haideți să le luăm atunci când treaba devine serioasă. Așa, sigur, anunță președintele referendum și toată lumea sare că și ei vor referendum. Eu zic să luăm lucrurile cu calm și să le tratăm cu maximă seriozitate. Vedeți posibil trei referendumuri? Nu, este exclus așa ceva. Am vedere că ați declanat cu guvernul sau cineva de la administrația prezidențială despre bugetul administrației prezidențiale? Ați transmis un punct de vedere pentru că domnul Dragnea anunța că se va tăia destul de mult bugetul administrației. Este un coleg de-al nostru, domnul Vlad Duhan, consilier prezidențial cu rang de secretar general. Dumnealui se ocupă de bugetul administrației. Pe bugetul Ministerului Apărării, acea discuție în jurul celor 2% asumate de România din PIB pentru Ministerul Apărării, au fost discuții și în jurul acestui buget. Cum vedeți situația? Sunteți președintele CSAT, ați primit informări, știți despre ce este vorba? Eu aștept totuși să avem un proiect de buget, fiindcă aparent am avut unul, pe urmă s-a reluat discuția. Când se vor hotărâ dumnealor să ne spună că acum ăsta e bugetul, atunci o să-l analizăm și o să vedem. Pentru mine, vă spun sincer, un punct extrem de important va fi bugetul pe securitate națională și asta nu înseamnă numai armată. Deci securitatea națională este asigurată de forțele armate, care sunt, evident, armata, forțele Ministerului de Interne, serviciile secrete, și o să mă uit cu foarte, foarte mare atenție, fiindcă, indiferent de jocurile politice, cu securitatea națională nu are voie să se joace nimeni, nici măcar cei care au impresia că ei conduc acum lucrurile, fiindcă dacă intrăm în zona de revanșisme politice, de tăieri de bugete, numai așa ca să arătăm cine are ultimul cuvânt, cred că am face o mare, mare eroare. Vă referiți la ceea ce se refer la situația în care vom avea un proiect și o să analizez cu foarte mare atenție toate bugetele pe toate instituțiile care se ocupă de securitatea națională. În condițiile în care guvernul va adopta într-o perioadă, să zicem săptămâna asta sau altă dată, ordonanțele de urgență privind grațierea și modificările la codul penal, veți mai merge la referendum? Veți continua acest proiect? Haideți să nu discutăm la modul dacă și parcă. Eu totuși cred în o abordare rațională din partea guvernului, din partea majorității parlamentare și haideți să așteptăm lucrurile. Ar fi o abordare rațională trecerea lor, celor două proiecte prin Parlament, în procedură legislativă? Păi este singura abordare normală într-o democrație și din capul locului trebuia să se discute acolo, părerea mea. Putem să vă întrebăm dacă aveți un plan B sau ce veți face totuși dacă guvernul va adopta aceste ordonanțe de urgență și ordonanța grațierii? Evident că am un plan B, dar nu vi-l spun astăzi. Domnule președinte, spuneați că ați discutat despre ce se întâmplă în România, toată lumea v-a întrebat ce se întâmplă la noi în țară, ați discutat despre situația din securitate, ce s-a întâmplat în urma dezvăluirilor făcute de Sebastian Ghiță cu
demisia. Nu, astfel de lucruri mărunte nu se discută la nivelul de șef de stat, se discută între tehnicieni. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Seară bună!